În periplul lor electoral prin satele teleormănene, candidații Partidului Social Democrat s-au oprit și la Măgura, o comunitate unde oamenii sunt deschiși la dialog, dar au și așteptări de la parlamentarii pe care îi aleg. Vocea comunității a fost chiar edilul Atanase Ionescu, iar el știe exact ce nevoie are fiecare cetățean în parte. Ne-aș dori, deși la noi în localitate nu sunt plecați mulți cetățeni în afară, lucrează, este adevărat, în București, ne ies în București vreo 400 în unitățile de comerț și de servicii, dar am vrea să ne ducem copii acasă prin modernizarea și dotarea Institutului de Învățământ, prin finalizarea proiectului de dotare cu elemente IT, de materiale practică didactică pe care o avem în desfășurare, chiar acum în perioada de licitație pentru a le moderniza. Și acolo trebuie spuse de acord împreună de dumneavoastră din punct de vedere legislativ, fiindcă PNRR-ul ăsta e știu pe undeva, fiindcă putem face, spre exemplu, eficientizare energetică, ce înseamnă exterior, acoperiș, anvelopare, instalații electrice, etc. Putem face dotare, dar nu găsim proiectul, cel puțin în PNRR, iar fondul de mediu a fost insuficient pentru a face interior, fiindcă nu avem un proiect capcoate de capoaltine în care să rezolvăm toată problema. Sunt convins că dumneavoastră vor fi alături de noi și că vor veni permanent întâmpinarea nevoilor noastre, deși, așa cum arătam, dumneavoastră sunt cei care creează un mediu legislativ prietenos, atât pentru partea investițională să dezvoltăm România, dar și din punct de vedere al adoptării programului de dezvoltare la nivelul localităților. Una dintre problemele majore cu care se vor confrunta cetățenii, mai ales cei cu venituri mici, este cea a majorării tarifelor la energie odată cu eliminarea plafonării. Mădălin Borș, care stăpânește foarte bine acest domeniu, a identificat și modalitatea legală prin care prețul energiei să fie ținut sub control, iar consumatorii să nu fie nevoiți să plătească prețuri astronomice. Primul lucru de care mă voi ocupa și ăsta e, cum să zic eu, e pasul 1. E modificarea legii energiei. V-am vorbit un pic aici de energie. La 1 aprilie, și nu e o păcăleală, la 1 aprilie noi trebuie să ridicăm plafonarea prețurilor. Avem soluția, dar pentru asta trebuie să fim în Parlament, există soluția ca prețul la energie să fie ținut sub control. Cum? Foarte simplu. Produce energie mai multă. În momentul în care se va produce energie mai multă pentru România, automat îi va scade prețul. Nu mai trebuie să intervină niciun mecanism de reglare, reglementare în chestia asta. Așa se face chestia. Avem soluția acolo. Dar asta e prima chestie, că 1 aprilie bate la o ușă acum, sunt câteva luni. Asta e, domnul Atanase, păi e punctul 1 pe lista mea. Mădălin Borș a venit la Măgura împreună cu colegul său Vlad Drinceanu, care ocupa a doua poziție pe lista PSD Telorman pentru Camera Deputaților, domeniul său de expertiză fiind educația.